Salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit pe canal. În episodul de astăzi ne aflăm în orășelul Windenburg, vine împreună cu pack-ul Get Together și vom construi o cabană, adică voi construi o cabană. Această cabană nu este chiar o cabană clasică pe care o vedeți în general la noi în țară, este o cabană A-frame, adică este o cabană tip A și denumirea practic o primește de la acoperiș, care este în formă de litera A mare de tipar și pornește de la baza casei, de la nivelul solului, bine, în cazul de față, de la nivelul platformei, pentru că eu această cabană nu am plasat-o să fie direct la nivel cu solul și am pus-o o mică platformă, dar cum am zis, acoperișul pornește de la baza casei și se duce exact până spre vârf și îi conferă această formă, practic, de litera A, cum are și denumirea, bineînțeles. La decorarea ei am folosit, bineînțeles, itemele din pack-ul Get Together, pe care l-am menționat și mai înainte, dar și iteme din pack-ul Season. Mi se pare mie că aceste două pack-uri te ajută foarte mult, cel puțin în special dacă vrei să construiești cabane de genul și au foarte multe elemente, foarte multe decorațiuni în stilul acesta rustic și rural mai mult, cel puțin pack-ul Season, sunt foarte multe elemente de tip rural acolo le găsim și care bineînțeles ne ajută la astfel de construcții. Am coborât aici, după cum puteți observa, aceste grinzi de lemn pentru a avea practic o bază la ele. Am folosit acel tool care mă ajută bineînțeles la ridicare sau coborârea anumitor obiecte și eu în cazul de față l-am folosit pentru a crea o bază pentru acești stâlpi de susținere care practic susțin acest cadru de lemn, acest acoperiș, o să vedeți imediat, de lemn puțin mai departe. La exterior am mai construit și o grădină. În spate nu am mai avut suficient loc, deoarece lotul are o dimensiune de 20x20, deci nu este foarte mare. Am construit acea grădină, care de fapt se va afla în lateralul casei și, bineînțeles, aceasta nu este una foarte mare, dar am avut suficient spațiu pentru a putea plasa un grill. Am mai pus și o măsuță de picnic, la fel, și dacă nu mă înșel, da, am pus și binoclu, care zic eu că ajută foarte mult, adică este destul de folositor, cel puțin în acest lot și exact în acest district pe care ne aflăm noi în momentul de față, în Windenburg. Nu sunt foarte multe străzi, nu sunt foarte multe mașini și ne aflăm practic într-o pădure. Mai sunt câteva case prin prejur, dar zic că acest environment, acest cadru, ajută cel puțin dacă vrei să, nu știu, observi stelele, planetele și ești pasionat de astronomie, bineînțeles. Bun, la decorarea exterioară, cred că asta mi-a luat și cel mai mult, adică cel mai mult din video să fie decorarea exterioară, pentru că la interior o să mă ocup destul de rapid, mai ales că nici nu avem foarte multe încăperi de decorat, dar la exterior, asta vreau să spun, pe lângă elementele și obiectele pe care le avem în joc, am mai folosit și obiectele din meniul de debug, cel puțin când vine vorba de plante și copaci, în general utilizez aceste obiecte din meniul de debug, dar și unele pietre, aceste pietre decorative, la fel, cu care de fapt creez acea cărare și care pornește de la scările acestei cabane și se îndreaptă către grădina din lateral. Imediat o să mă ocup și de construirea acesteia, iar după aceea o să trecem și la partea interioară. Cabana nu este una foarte mare, după cum puteți observa și eu am mai și zis deja. La interior avem un singur dormitor și o toaletă, iar în partea din față, în partea de la intrare în cabană, se află un open space unde avem living room-ul, zona de dining și bucătăria. Deci dacă vreți, de exemplu, să locuiți sau să folosiți această cabană, să vă jucați cu Sim și în ea, trebuie să țineți cont de acest fapt că aici nu pot locui mai mult de 2-3 Sims, să zic, poate 4 maxim. Dacă, de exemplu, aveți pack-urile Tiny Living, puteți să transformați sufrageria
într-un spațiu de dormit noaptea, dacă folosiți acele Murphy beduri, bineînțeles pot dormi copiii sau părinții și așa mai departe, le puteți folosi pentru a mai mări practic numărul de locuitori din această casă, dar eu, cum am zis, am construit-o în special pentru maxim 2 Sims și da, cum am zis, dacă cumva doriți să o reoptimizați, puteți să faceți acest lucru. Dormitorul din spate este, care este și singurul, este destul de măricel, cum am zis, și puteți pune paturi etajate care se află oricum și în jocul de bază și puteți transforma acel master bedroom într-un practic într-o cameră, într-un dormitor pentru unu sau doi copii, de ce nu, dar cam asta ar fi limita, în maximă 2-3 Sims ar încăpia în această cabană sau ar putea locui, sau puteți folosi ca și, nu știu, dacă nu vreți să locuiți, ca și cabană la, nu știu, munte de relaxare, să o plasați și, de exemplu, să vă faceți vacanțele în acest lot, în această cabană. La interior, cum am zis, că tot am trecut la partea interioară, avem acest open space, inițial mă ocup de decorarea bucătăriei, iar mai apoi voi trece la zona de dining și living room. Măsuța care se află în partea de dining nu este una foarte mare și sunt doar două locuri, dar cred că puteți adăuga și un al treilea scaun pentru a mai adăuga, de exemplu, cum am zis, încă un Sims, dacă vreți să faceți acest lucru, și nu cred că ar încurca funcționabilitatea cabanei, cred, mă gândesc, adică nu am încercat, dar mă gândesc că este suficient loc și suficient spațiu ca Sims și să se poată mișca și să folosească bucătăria și să nu se încurce. Bun, după ce voi termina cu zona de living room, cu sufrageria, o să trec la decorarea băii. Mai întâi, după ce voi termina cu acest open space, după ce voi termina cu decorarea living room-ului, voi trece la amenajarea verandelor exterioare. Am uitat să vorbesc despre aceste două verande, una care una se află în față și una în spate. Cea din față este mult mai mare și tot acolo o să vedeți imediat, am plasat și un working table, am pus un flower arranging table, la fel simt și îl pot folosi pentru a-și improvui skill-urile sau pentru a confecționa, bineînțeles, acele flori și a le putea vinde mai departe, puteți să vă deschideți un business, de ce nu? Iar în veranda exterioară din spate am plasat un chevalet, la fel simt și își pot improvui painting skill-ul și la fel pot să vândă și să facă profit din crearea acelor picturi. Cam astea ar fi, de fapt nu, am mai pus și o chitară în dormitor și astea ar fi cele trei elemente, cred că da, cele trei iteme care ajută la improvuirea skillurilor. În general încerc să plasez cât mai multe iteme de genul acesta, dar bineînțeles dacă nu vă plac le puteți înlocui cu altele, la fel cu ce skill, de exemplu, vreți să îl improvuiți la Sims-ul sau Sims-ii cu care vă jucați. Iar după aceea, după ce voi termina cu aceste verande exterioare, voi trece mai apoi la baie, voi decora baia, care este o baie clasică de 2x3, nu foarte mare, bineînțeles. Acolo știu că am plasat o vană, o toaletă și o chiuvetă, dar puteți schimba, de exemplu, vana și puteți să puneți acel duș-vană combo, tip combo, și puteți face și duș și baie la fel, în funcție de alegere, iar după aceea o să trec la ultima parte, la ultima încăpere, care este dormitorul, iar accesul la veranda din spate, cea exterioară, se poate face doar din acest dormitor. La fel, aici avem ușa care dă spre exterior la verandă și puteți accesa acel chevalet. Cam asta ar fi tot din acest speed build. Nu uitați să vă abonați, să dați un like la acest episod dacă v-a plăcut, iar în secțiunea de comentarii mai jos îmi puteți spune dacă vă place această serie, acest gen de serie de speedbuild și dacă vreți să vedeți în continuare mai multe episoade. Cabana o găsiți în galeria jocului, cum am mai zis, original ID-ul meu este Gravity Gaming, iar toate detaliile le găsiți mai jos în descrierea acestui videoclip. Nu vă mai rețin, iar noi ne auzim atunci data viitoare. Bye guys!